Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Polonia a oferit Ucrainei 18 mortiere autopropulsate HC Crab, a transmis, duminică, postul public de radio polonez. Confruntată cu bombardamente intense în provinciile sale din est, Ucraina a făcut apel la Occident să-i ofere mai multe arme cu rază lungă de acțiune pentru a putea schimba cursul războiului. Serhii Hlan, care face parte din Consiliul Regiunii Herson, a declarat sâmbătă că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive și au împins inamicul înapoi cu 9 km în districtul Berislav. Hlan a mai susținut că unitățile ucrainene au spart gruparea inamicului în două părți și de fapt au încercuit gruparea inamicului din David Ivbrid. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a plecat din Kiev pentru puțin timp. El a vizitat pozițiile de front ale armatei ucrainene în timpul unei călătorii de lucru în regiunea Harkov. Administrația prezidențială din Ucraina transmite că președintele a decorat unii militari și le-a oferit cadouri. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru serviciile oferite. Vă riscați viața pentru noi toți și pentru statul nostru. Vă mulțumim că ați apărat independența Ucrainei. Aveți grijă de voi, a spus președintele. Bătălia în vederea obținerii controlului asupra Donețcului făcea duminică ravagii în estul Ucrainei, unde forțe ruse strâng lațul în jurul orașelor Sievierodonețcă, bombardat neîncetat, și Lysychansk. Lituanienii au colectat peste 5 milioane de euro în cursul unei chete publice destinate cumpărării unei drone militare pentru Ucraina. În sprijinul acestei țări care se apără împotriva invaziei ruse, relatează AFP, banii necesari achiziționării unei drone turcești Bayraktar TB2 au fost strânși în 3 zile și jumătate în cursul unei colecte de fonduri încheiate sâmbătă seara târziu în această țară baltică cu 2,8 milioane de locuitori, conform Agerpres. Este probabil pentru prima oară în istorie când cetățenii unui stat pot cumpăra și dona astfel de arme grele unui alt stat, a declarat unul dintre organizatori. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.